Sâmbătă la party, Mihai și Hatice voiau să înțeleagă opinia doamnei Iana, enunțată cu o seară în urmă. Dar de ce a spus el la Caprice că vă pare rău că i-a spus lui Andrei să voteze? Pentru că n-am vrut să supăr pe nimeni. Ei ar fi vrut să meargă cu voi. Okay. Și eu am să zic tu, eu l-aș vota și pe Vlad, că și el e cu mine. Dar invers a fost așa? Stai să spui, n-am apucat să zic că poate și el o să vă voteze pe voi. Dar se vede că nu a fost așa. Lumea s-a dus cu alte și pentru asta mi-a părut rău că m-am băgat. Și dacă vreți mă crede și dacă da, nu. Și când am ajuns la Simona, că toată s-a rușit aici pe piept, atunci mi-am dat seama că s-a supărat, dar ne-a dat nedreptate. Atunci mine să dau cu capul de masă, dar era târziu. Și doamna Livia cu Roberto voiau să ne voteze pe noi? Deci așa noi doi. Dar mi-o credeți că știam? Că da. N-avem nici măcar un vot. Știam, mă gândeam sincer la Andrei și Simona cu să ne voteze. Dar după când a zis că de fapt... Mai ales după ce am văzut finalul, că lor le mai trebuia un vot și era un curs de eliberare. Și nu era niciun în top. Să vede las că tot se merge peste. Și ce îmi pare rău, pentru că copiii ăștia doi chiar au fost râzi pe jos de multe ori. Am putut, cât am putut, m-am luptat. Dar se vede că tot așa se ține. De când l-a votat tot, cred eu, de când l-a votat tot atât Andrei pe Daniel. Și de atunci dau în ei de numai. Vreau să vă zic ceva? Da. Știam că Daniel să-l pot să-i pună pe foaie. Și eu m-am gândit, dar nu, n-am luat în considerare pe Maria și pe Antonio, ca și când n-ar fi fost și ei să voteze și n-a. Și de asta m-am supărat. A, că s-a terminat cu bine. Bine că n-a plecat tot ce contează pe mine, asta mă, că n-a plecat nimeni sau că nu a intrat nimeni cu cursul exact, de eliminare. Exact, asta mi-a fost dacă o satisfacție. N-am nicio supărare, n-am nicio supărare că n-am primit niciun vot. N-am nicio problemă cu Maria și cu Antonio, Doamne ferește, înțelegi? Voi ați mizat foarte bine. Ați justificat votul vostru, dar și Andrei și cu Simona de atâta vreme, nu numai restul de cupluri, și ei au tras de cupluri, așa e sau nu e așa? Păi de ce am votat? Și atunci de ce nu pot să votez și pe... E frică? Pentru ce? Cine mă ține? Sau încă n-avem mirosul de competiție? Sunt situații când vrei să faci să fie bine, tot prost pici, înțelegi? Sau nu mă duce capul numai atâta, nu știu. Poate că nu mă duce capul. Să mă apuc de strategii și de așa și de așa, că așa puteam să zic, ia treceți acolo jos și voi pe Dani și pe Diana. Că tot v-ați certat și așa și așa. Că ce dacă au și ei un vot? Ce dacă îți eu la începutul competiției? Ce dacă sunt puternici? Nu, pe bune. Adică pe voi tot timpul vă... Dar... Poate nu-i târziu. Da, fiecare cum a simțit. Eu mă bucur că n-am avut nici nu? Adică noi suntem inexistenți pentru noi. Pe mine mă bucur lucrul ăsta. E pe voi vă vrut. Da, știu. Asta e una. Doi. Să vede cine-i grupul, cuplu preferat și puternic după topuri. Indiferent că ești pe 1, pe 2 sau pe 3, imunitate. Asta înseamnă că ai oameni, aveți oameni în spatele vostru. Că altfel nu v-ar pune nimeni. Ăia de afară vă ridică. Unde vă ridică? Și asta trebuie să conteze cel mai mult. E asta contează. Că asta va conta. Da, da, nu ce facem noi. Nu avem asta nici. În afară de imunitate, avem... E satisfacția că știi că sunt oameni care te apreciază pentru felul în care tu ești și vorbești. Chiar dacă uneori ai zile proaste și poate o dai în bară. Da, din afară zice că da, dar de aici... Da. Aici e doar o bătaie de cap. Aici e competiția.
dacă n-ați simțit-o până acum. Iustești, iubita mea, îmi doresc să ne logodim, să ne căsătorim. Clar. Și să plecăm acasă, că o să fie cu mare premiu, că nu o să fie cu mare premiu, noi suntem aceiași oameni și cu bani și fără bani. Clar. Iar Mihai rememora apoi parcursul lor în competiție, simțind că au trecut peste toate împreună. Cât mai avem? Avem 14 zile. Două săptămâni facem 4 bombete. Am avut și momente grele, dar mai mult am avut momente frumoase. Și întotdeauna... Frumoase. Cum suntem noi doi, două caractere mai puternice, am trecut cam peste tot. Împreună, separat, am trecut peste tot. Asta mă bucură și îmi dă încredere afară. Că dacă să fie ceva, o să putem să trecem cu brio. Unde am putut să lucrăm amândoi, am lucrat. Chiar am lucrat. Ne-am și ciondănit unul cu altul, dar niciodată n-am renunțat. Am luptat până... Și nu să renunț. Cred că cea mai mare lecție pe care am primit-o aici în casă, să nu ajut de cum. Până nu-l cunosc. Și mă mai gândeam la faza aia lingală. La care? Cu tine. Ne-a fost un cursant de inimă. Destinul, lumea de afară, Dumnezeu, nu știu ce a fost în ziua aia. De fapt, o săptămână, zilele azi. A doua săptămână a fost. Tu dai seama că dacă ieșai, unde nu mai ai primit niciodată. Și ai rămas și sunt atât de fericit, încât nici nu mă puteam gândi vreodată. Cred că vorbele doamnei Ana au deranjat pe aici prin living. Nu au deranjat, doar că se a fost rumoare. Ce se vede? Marele strateg, cine merge la alte cupluri să inducă data viitoare pe cine să votați și dacă îi votați. Și în primul rând, nu le mai trebuia un vot Simonei și lui Andrei ca să intre în cursă. Le mai trebuiau două. Că nu au cu ce să lovească noi, îmi pare rău că... Păi ar fi fost egalitate, doamnă. Da, ar fi fost egalitate. Dar nu a intrat în cursă. Ar fi fost egalitate și ce să vedeți? Că nu au ambele cu ce să lovească. Intrau ambele cupluri, dar Maria și Antonio, surpriză, aveau imunitate. Deci ar fi intrat. Aveau nevoie de două voturi ca să intre. Un singur vot. 6 voturi au fost. Și nu și-aduc aminte. Și-aduc aminte Simona de când m-a vopsit acum 3 luni. Ok, că am zis ceva. A zis de multe ori. Ana și-a adus aminte în gală de acum 2 luni când a intrat doamna Viorica, povestea cu Cana. Aduceți-vă chestii mai recente la aminte ce am făcut. Da, nu avem. Eu nu merg pe la cupluri cu Jalba Vroțap să le spun pe cine să voteze data. Aia a fost părerea noastră și... Dar pe rând, dragilor. Noi dacă am votat, adică chiar am votat pe bune, pentru nu am avut nimic personal cu ei. Dacă aveam ceva personal cu ei, îi puneam pe foaie și cu asta basta. Deci scoateți-vă asta. Ceva personal? Nu știu ce ați avut, nu putem, eu una nu pot să gândesc în locul vostru, e treaba voastră. Eu am explicat. Noi ne-am bazat pe faptul că pur și simplu un cuplu au o relație acum la început. Să nu reușească să se sărute pasional, scuză-mă, mintea mea nu poate duce mai mult de atât. Voi nu știți ce înseamnă pasiune. Asta mă dă de gândit și asta înseamnă că nu exprimați nimic față de celelalte cupluri. Ce înseamnă un sărut pasional după noapte la hotel? Pentru fiecare iubire înseamnă ceva. Acum definiți pasional. Că... French kiss. Păi și nu se sărută? Nu, se dă Simona înapoi, se trage de fiecare dată de parcă o electrocutează. Da, de unde stați? Orice material care s-a ne analizați foarte mult. Mi pare bine că ne-a analizat. Bine, bine că s-a scoicit. Ce să fac altceva? Păi și atunci spuneți că nu vă uitați, dar vă uitați. Nu știți ce facem noi, dar știți. Ba, nu știu. Tocmai de asta și afirm. Nu știu, vorbele se întorc tot împotriva dumneavoastră. Eu știu, n-am zis că nu știu. Din păcate știu ce faceți voi doi. Ah, ok. Aveți bine. E bine. Da, îmi place foarte mult, Andrei. Vă trebuie o lupă mai aproape. Totul se bazează pe săruturi. Mulțumim. Da. Toată relația și o familie. Între doi tineri care urmează să se căsătorească la hotel, da, chiar vezi pasiune și apropiere fizică. Nu stai cu mâinile ca mortul când te sărută. Clar, simți nevoia să atingi.
E vorba de chestii. Astea se fac instinctiv. Le faci că simți. Nu pentru ca să dai bine la televizor. Care-i problemă? Nu e nicio problemă. Doar că nu exprimați nimic. Aia e. Punct. Din punctul dumneavoastră de vedere. Da, asta e punctul nostru de vedere. Și de-aia ne spunem că e punctul nostru de vedere. Ar trebui să ne pupăm toată ziua ca să... Nu, măcar o dată în 5 luni. E, aia. Ne pare rău. Și mie. Că nu v-am bucurat cu asta. Și mie. O să plâng până la sfârșit. O să facem. De azi înainte o să ținem. Străduiți-vă. Aia am zis. Străduiți-vă un pic mai mult și veți reuși. Cum vă vedem, venim în fața dumneavoastră, știi? Gesturile contează. Astea nu puteți să le mimați, asta e prost. Puteți mima orice. Suntem reali. Știți ce înseamnă realitate? Da, știu ce înseamnă. Nu e la voi. Ne bucurăm. N-a fost și nu o să fie niciodată. Vă mulțumim. Cu plăcere. Și Cătălina? Vom vedea după. Pe tine ce te-a supărat? Nu vreau să lăsăm așa nimic astăzi, nu vreau să lăsăm nimic, credeți-mă. Am venit cu... Doar că, na, părea că i-a părut rău că ne-a votat și atâta tot. A fost sigură că înțelegeți greșit. Nu e adevărat. Da. Păi fix așa s-a toată văzut. Toată lumea. Acum voia pe fiecare în parte să vă explice totuși o altă Te rog să nu mai vorbești în numele meu.